Conferința se desfășoară sub egida Ministerului Educației Naționale și a fost deschisă joi dimineață. Participă aproximativ 100 de studenți care reprezintă următoarele universități. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, Universitatea Națională de Tehnologie Alimentară din Kiev, Universitatea de Stat de Agricultură din Minsk, Universitatea din Manas, Kârgâzstan, Universitatea de Agricultură a Georgiei și Universitatea din Jeșuv. Evenimentul se adresează în exclusivitate studenților, având rolul de a ajuta să deprindă interesul și abilitățile necesare pentru cercetare, începând de la nivelul studiilor de licență. Prezența profesorilor și a studenților din alte centre universitare românești și din străinătate dovedește prestigiul internațional al conferinței și, în același timp, reprezintă o nouă oportunitate pentru universitatea noastră de a dezvolta proiecte didactice și de cercetare în parteneriat cu alte centre universitare, arată organizatorii.